Pentru al șaselea an consecutiv, în curtea Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu s-a redeschis ludoteca din grădină. Este un spațiu de joacă și de petrecere a timpului liber, amenajat în aer liber și supravegheat de bibliotecari, dar și de peste 110 voluntari ai bibliotecii. Luni, 4 iulie și am deschis în al șaselea an ludoteca din grădină, serviciul Bibliotecii Județene, organizat în special de secția pentru copii. Anul acesta într-un cort nou și cu o echipă lărgită de voluntari. Peste 110 voluntari, mulți dintre ei nu prea îndepărtați ca vârstă, se vor ocupa zilnic de cei mici. Cu ateliere tematice, la fel cum am obișnuit publicul, de la ora 3 și jumătate în fiecare zi, toate atelierele sunt susținute, sunt propuse de voluntari. Mihai va face atelierul de teatru, avem atelier de altfel de jocuri, de jocuri de improvizație, de jocuri de tabără, orice fel de jocuri, de atelier de pictură, atelier de obiecte handmade și un atelier de dans și aerobic, exact, anul acesta. Îmi place să mențin timpul ocupat, nu-mi place să stau degeaba și îmi plac foarte mult copiii de aici și voluntarii de asemenea, ne-am făcut prieteni, e o experiență foarte frumoasă. Întâi ne cunoaștem, sigur, și apoi începem să ne jucăm. Fiecare cu preferințele lui, unii vor să deseneze, alții să se joace diverse lucruri. De obicei își schimbă foarte repede părerea și starea și trebuie să ne găsim alt joc. Faci teatru cu copii? Da, mă rog, încă n-am început încă pentru că primul atelier este joi, dar vara asta da, o să fac teatru cu copii. Îmi place foarte mult să ajut, să am senzația aia că dau ceva înapoi, că ajut, mai ales dacă sunt copii, pentru că știu că ei sunt ceea ce va urma, chiar dacă și eu sunt destul de mic. Părinții și bunicii care îi însoțesc pe cei mici se pot odihni în voie, fără grija prichindeilor, iar mulți dintre ei citesc câte o carte împrumutată de la bibliotecă. Programul de funcționare este zilnic, de luni până vineri, de la ora 9 la 12 pentru copiii de până la 4 ani și de la 12 la 17 pentru cei mai mari de 5 ani. Accesul este gratuit, pe baza permisului de utilizator al Bibliotecii Județene. Anul trecut, în lunile iulie-august, au trecut prin ludoteca din grădină aproximativ 2900 de copii.